Bună ziua! Bună ziua! Vă salut! Și îmi pare bine că am ajuns iarăși prin meleagurile natale domnului Moncernere, datorul ziarului Cuvântul, domnul George Maxian, directorul Muzeului de Etnografie și Istorie din Ținutul Orhei și domnul Boris Găină, membru Consiliului Unirii și antreprenor de forță din județ, din Moldova. Deci, după cum am dorit, venind în ospeție la mine acasă, n-am putut să trec cu, mă rog, cu vederea prietenii mei din Orhei, care activează, care sunt patrioți adevărați ai neamului. Vreau să încep cu domnul George Maxian, cu directorul Muzeului de Etnografie, după cum am zis, din Orhei, care este și, în afară de istoric, este și compozitor și poet. Cine este George Maxian? Cum ați venit director de muzeu? Fiind și compozitor și poet și... În primul rând, eu sunt român. Și mă mândresc cu aceea că fac apartenență sau aparțin națiunii române. Director de muzeu am devenit după 10 ani de ostracizare, când n-a fost primit nicăieri la lucru, prin faptul că nu m-am dezis de mișcarea de liberare națională, de mișcarea unionistă, promovând pretutindeni unionismul. Mai apoi, deci, fostul director, care s-a pensionat, cunoscându-mi, mi-a propus să lucrez ca colaborator științific, mai apoi, transferându-mă în director. Activez timp de 7 ani în această instituție. Este o instituție de cultură care unește, unionistă, peste tot toate sălile. Sunt scrise în limba noastră, limba română. Se promovează românismul, se promovează istoria, adevărat, istoria divină, științifică. Și idealul. Da, și idealul, nici vorba național, și idealul național. Bun, iată, eu știu că da, sunteți un mare patriot al neamului nostru, vă cunosc de pe timpurile când erați, ați fost unul din fondatorii Forul Democrat al Românilor din Moldova, cu acel membru al acel trio, Buga, Dabija și Maxian. Care sunt rețeturile sau ce calități îți deosebești pe un patriot adevărat? În primul rând, aș spune că trebuie să-l deosebească. Și pe toți cei care cunosc eu, care au privat în mișcarea de eliberare națională, în conducere și în frontul popular, care a fost frontul incipient, și mai apoi cei care au rămas până astăzi devotați unionismului, pe deși eu știu că îi caracterizează dragoste de patrie. Patrioți, dragoste de patrie, adică dragostea de România, de tot ce este românesc, de cultură, istorie, limbă, valori și însuși atitudinea națiunii române față de toate civilizația globului pământesc. Bine, mulțumim și acum aș vrea aceeași întrebare să eu dau și domnului Cernic. Cine este domnul Monte? Da, eu m-am născut într-o familie de români. Eu dintr-un sat răzășesc din malul Răutului, în care de mic copil mi s-a spus că mai bine ca în perioada ca România Mare să trăiesc niciodată. Totuși, părinții, mai ales tata, m-a reușit să mă convingă că tot ce a fost, tot ce era legat de perioada sovietică, este o,
este o minciună, este o făceam macul și viziat o topie care odată și odată va dispărea. Eu am avut în satul meu neamă, am avut în sat consătieni în vârstă care preziceau că odată și odată într-o bună zi Uniunea Sovietică va pieri, corpozorul va pieri, vor pieri. Nu credeam, chiar noi am ajuns, noi eram tineri, nu credeam, s-a întâmplat, într-o bună zi s-a întâmplat. Norocirea cea mai mare totuși este că noi între 40 de ani, cât a fost perioada sovietică, noi a dispărut pe a plecat generația care mai ținea minte acele timpuri, pentru că România mare să trăie distoinic. Datoria noastră este ca să întoarcem lumii cu cetățenilor noștri, compatrioților noștri. Acele pierdute și ai convinge că numai într-un stat național noi nu putem să ne găsim prosperare. Mulțumim! Da. Eu aici la dumneavoastră, la muzeu, este ziarul Cuvânt Moldovenesc, unul din ziarele care a fost făcut din înaintașii noștri și vreau să refer că noi, ziarul nostru urmărește, dar continuă tradiția de acestui ziar. Nouă devine mai ușor ca fondatorul Cuvântului Moldovenesc, de simplu motiv că ei atunci în Basarabia, pe anul 1913, lumea nu știa carte și citeau singur ziua, tot el făceau, tot el citeau. Nu o nivelim mai ușor, pentru că trăim în altă timpului. Totuși, încercăm totuși, intrând în casele a 5.000 de abonați, căutăm ca să le arătăm Calea dreaptă și niște realități de care ei n-au știut niciodată și ca lumea să înțeleagă că nu poți trăi în perioada niciodată, nu poți trăi pe ucol, trebuie să ești liber, trebuie să trăiești, trebuie să fii român, trebuie să ții la țara ta și trebuie să ții la frații tăi, nu căutăm frații mai mari, că eu sunt frații egali. Iată, asta e. Și într-un film căutăm a ne face misiunea și spre bucuria noastră o facem cu cinste și modestă. Mulțumim. Domn Boris Găină, poftim cam aceeași întrebare, adică vă cunosc tot de un mare patriot, membru al Consiliului Unirii, cum am zis, antreprenor. Ce așteptați dumneavoastră de la Consiliul Unirii? Iată, așa, o întrebare, știți, provocatoare inițial. Noi cam din principiile am început a lupta cu domnul Gheorghe Maxian în primele rânduri de mișcare liberală națională. Și mulți patrioți atunci am luptat pentru așa, totuși noi speram și sperăm, totuși va veni ziua când vom fi uniți. Deoarece numai prin unire noi putem să prosperăm, putem dezvoltăm țara, putem să ne dezvoltăm cultura, și să prelungim tradițiile neamului. Deci, dacă izolarea asta, care a fost timpul ăsta de perioada comunistă-bolșevică, sovietică, ne-a distrus mult, nu prima națiune, dar ne-a distrus chiar și calitățile cele de a fi antreprenor, de a face ceva, de a produce, de a gândi singur, nu aștepta cineva să-ți spune. Clar că noi suntem o leacă izolați de lumea civilizată, de Europa, de țară, și noi ne-au izolat într-un ocol că ne-au luat finanțe, noi nu avem nici finanțe, nu avem posibilități, calități nu avem, noi avem un pământ frumos, noi nu putem produce, nu avem cu ce produce, ce producem nu avem unii realizat, din cauza că este un embargo, ne-a impus sistemul sovietic vechi, ne-a impus așa o situație să nu putem și pe pietrele noastre. Deci interesul unica șansă ca noi să ieșim pe piețele europene, deci o piață dezvoltată împreună cu țara, unde sunt 700-800 de milioane de populație, unde noi producția noastră șerie, este curată, ecologic pură, și noi am putea numai atunci să fim, într-adevăr, o țară civilizată, oameni cu nădejde că noi producția care s-o producem, așa o realizăm. Împreună cu România. Și sper că Consiliul Teritorial Unirii, împreună cu toate teritoriile din Republică, ne vor uni odată și vom uni că o face o forță mare, ne uni cu țara și atunci pe noi ne-o susține și noi vom fi cavița cu mândrie, nu apăra interesele noastre naționale și
poporul nostru să-l păzăm. Mulțumim frumos, frumos spus, legătură între Consiliul Unirii, ideea națională și antreprenoriat. Sigur că prin izolare nu poți face nimic, dar numai prin unire, atunci și când mai ales ești ajutat de către țara mamă să ieși pe o piață externă, asta e. Dar și ne vom stărui, trebuie de stăruit de ajuns la acest scop, adică de dus o luptă, să zic, de permanente. Nu că să zicem agitație, cum spuneau sovieticii, chiar comuniștii, tactica agitării, de 70% din succes. Dar nu e practică. Da, practică. Chiar îi spunea prin adevăr. Deci am vrut să vă întreb, care este totuși obiectivul Consiliului Unirii și cum va evolua în activitate? Iată, acest Consiliu, în perioada, să zicem noi, apropiată. Am înțeles viziunea mea. Da. Este următoarea, că Forul Democrat al Românilor înglobează în sine toți românii, dar lasă și ceilalți, toți care aderă, indiferent de naționalitate, de etnie. Însă, Consiliul Unirii... Dar aici vreau să vă întrerup, ați pomenit de Forul Democrat al Românilor, dar dumneavoastră știți de Forul Românilor de pretutinde? Da. Fiindcă Forul... Păi asta am vrut să zic, că dacă Forul Democrat al Românilor este membru a Forumului Românilor de Pretutindeni, da, atunci se activăm în aceeași, dar nici vorba, în aceeași organizație mondială, să zicem, da, deci universală. Deci cunosc Forul... Forumul Românilor de Pretutindeni, cunosc, am auzit, activează, s-a fondat, s-a format în Canada, la Montrunire, a marilor patrioți, a românilor din Canada, din Saint-Émilie, de pe globul pământesc care s-au întâlnit acolo, pe câmpie românească, unde au luat o decizie ca să înglobeze toate formațiunile politice, obștești, organizațiile și toți românii, și care nu sunt chiar români, și care speră ca să susțină, să ne susțină pe noi, și susțină marele ideal de a uni un popor. A zis organizații politice, dar corect, dar numai nu partinice. Nu partinice. Da. Organizații, ele, deci, în viziunea mea la forumul acesta, poate să participe oameni și de partid. Dar, ca români, ca formațiunile partinice, ele au alt loc activitatea lor, chiar spune Consiliul Unirii. Consiliul Unirii, în viziunea mea, are și o altă direcție de activitate. Dacă Forul Democrat înglobează, unește, promovează, dar Consiliul Unirii trebuie să facă, să promoveze, să făptuiască pas cu pas toate acele măsuri necesare pentru a făptui unirea. Asta este viziunea mea. Și deci, am fost fondator... Forul de Pretutindeni unește pe și toată țara românească. Atât Consiliul Unirii împreună cu Forul Românilor de Pretutindeni împreună să ducă o luptă pentru... Locomotiva. Așa e. Pe București să duc locomotiva. Eu urmesc locomotiva unionismului și am niște, obiective și am niște propuneri speciale ce ar fi bine ca să facă Consiliul Unirii pe viitor. În primul rând, ar fi foarte bine ca să aibă un ziar. Ziarul se promoveze. Păi azi, de acum l-ați... La noi la Orgen este. Noi am anticipat lucrurile la Orgen este. Se numește Farul Reîntregirii. Da, unde da. Sunt toate puse la locul lor,
formarea, declarația Consiliului Unirii din Orhiei, din județul Orhiei, activitatea, marșurile de dorință și protest, conferințele teoretice, conferințele practice, victorii la noi soți, noi arătăm ce facem. Încă aș vrea ca Consiliul Unirii din centru să schimbe modalitatea de activitate administrativă, structura. De ce? Că acolo s-au gândit mulți copreședinți, lasă fie, că vor toți aici, conducere, vor fătoriu. Dar ar fi foarte bine ca să ia exemplu de la Uniunea Europeană. S-au ales 6 copreședinți. Ei activează timp de 6 luni, pe exemplu. Au lucrat, 3 rămân, 3 s-au dus. 3 din loc. Și ar fi o alunecare, o rotație, și oamenii de care își cunosc și lucrează. Și activitatea, mai activitate. Și n-ar fi mâncărimea asta care este. Da, chiar da. Să vorbim așa și la să ne audă și toți românii. Că suntem români, pe și toți de aia să ne audă, da. Dar așa ce, fiecare își vrea fătoriu, fiecare vrea să fie mare stare, să dea înțeleg, da, ei, dar nu activează. Dar așa dacă este locul, este rotația, este alunecare, este activitatea aceasta, se vede cine și cum a lucrat, și că ce aport și-a adus la... Da, sigur că. Mulțumim frumos. Domn Cernei, cum priviți dumneavoastră ca membru al Consiliului? Toți sunteți, da? Și eu, de fapt, sunt membru al Consiliului de 3 ani. Locomotiva Unirii, ca să margă mai bine, e trebuie aborul să fie direcționată în sirenă, dar în cilindri, ca să tragă mai bine, adică trebuie mai multe activități. Și că nu vorba asta de mai multe activități, vreau să remarc activitatea orhienilor, care fac niște lucruri extraordinar de bune. Orhienii n-au scăpat nici un eveniment legat de Marea Unire, făcut de toate sărbătorile naționale. Eu mai aici vin deosebit de plăcere la muzeu, dar și la activitățile dumnealor, niște activități pline de emotivitate și care nu se fac în oricare parte. Vreau să mai remarc un lucru, că Orhiei totuși reprezintă imaginea mică a Basarabiei. Așa a fost totdeauna. Județul ăsta a avut cele mai multe mănăstiri, cele mai multe biblioteci, cei mai mulți oameni cu carte. De toată Basarabia s-a aflat aici la Orhiei. Însuși faptul ăsta că aici lucrează niște oameni așa de inimoși, și care încearcă să miște această locomotivă înainte, iar ne repetăm cu locomotiva, este un fapt onorabil. De-a Domnul ca ceea ce facem noi să meargă și să ne reușească mai departe. Repet, experiența noastră, experiența orhiilor trebuie luată de la înarmare toată Basarabia. Și fiindcă a venit vorba de Forul Unirii, este bine că Forul Unirii, Forul Românilor de Cărbitie, este în Canada, nici cauză. De atâta că la dânsul nu ajungem la Moscovii. La noi e nenorocirea cea mai mare e ceea că serviciile speciale totdeauna s-au jucat și au dezmembrat mișcare de eliberare națională, inclusiv cea din 1990. Și este bine că ei mai este mai departe și Universitatea Unirii, de-a dată am fost dispersat. În asta noi avem experiența amară a propriului popular și a jucătorilor lor. Și până la urmă, lumea pur și simplu s-a dezăzbiei. Iată asta și este bine că s-a format acolo, este bine că este condus de oameni inimoși. Și cred eu totuși solicitarea noastră, părerea mea este totuși ca să fie eliberate noi concepte de a ne și de a să lucra mai mult, mai efectiv, pentru a ne uni pe toți românii de pretutindeni, inclusiv începând cu Canada și terminând cu Australia. Eu salut și chiar începutul din interviuri cu domnul Cazacu, care cred că s-a publică și în presa națională, referitor la acest eveniment și eu scriu cu deosebit plăcere materialul ăsta. De-a domnului, o să ne trebuim pe parcursul timpului care a rămas, ca
să răspândim formarea consiliilor teritoriale ale Unirii în toate, în toate județele. Raioane care sunt acum ocupate. Și la un moment dat, știți ce s-ar putea primi? S-ar putea primi în fiecare centru de acesta regional sau zice, județean, la adunarea generală, să votăm Unirea. Și am zis satul Unirii, județul meu, ok, Soroșa, Băți. Așa s-a pornit în 18. Da, în 25 martie. Bălții, Orhei, Soroșa, Băți. Soroșa, Bălții și Orhei au votat anticipat, deci 27 martie. 27 a votat Parlamentul. Dar 3 martie a votat Bălții. Da, da. Pe urmă? Da, urmă Soroca și pe urmă Orhei. Istoria se repetă, aceasta este zile, trebuie mai. Da, acesta este scopul nostru. Și e foarte bine de faptul că la Telenești, raionul dumneavoastră, Bașna dumneavoastră și al domnului Ion Cernei, deci acolo tot a fondat Consiliul Unirii. Și sunt niște patrioți, îi cunosc bine și pe domnul Alexei, pe domnul Vasile și pe Cipotaru și mai departe. Și ce? Este important că Unirea s-a făcut deodată în Orhei. Așa e, așa e. Fiindcă la noi sunt și astăzi, au venit și au depus oule în Consiliul Unirii unii care nu sunt ioniști. Și de proces la noi chipurile că sunt ioniști. Și ei n-au venit să unească, dar au venit să facă dezunirea. Noi îi cunoaștem. Se duce o politică destructivă, să știți că peste tot există așa oameni. Și eu am un forum așa, avem și noi un forum. Eu, cum am auzit să zic, cum am auzit, nu am auzit. Și coloana a 5 există și acolo. Păi și acolo ruși. Păi și acolo fac organizația moldovenilor, nu a românilor basarabeni, sunt ce așa. Și care noi luptăm, ne dăruim. Asta e, că sunt, domnul fost pădure pe ruscă. Domnul mult stimat Cătacu, Neagu, eu când îți permite, aș vrea să acum să transmit. Da, sigur. Multă sănătate. Tuturor românilor de acolo, de la Câmpie Românească, din Canada, de toate mici, la forumul românilor de pretutinde, poate cuvinte. Una, sănătate. Să le transmită tărie de caracter, tărie de a lupta, de a susține onorismul și de aici. Și se transmit multă dragoste față de valorile noastre cele mai scumpe, mai ales de limbă. Că am auzit o emisiune, chiar domnul David a vorbit, că nu prea învață limba noastră română, promovează alte limbi. Și vreau să le spun aici, la numele dumnealor, și a Forul Democrată Românilor, filiala Orhei, și a Consiliului Unie, filiala Orhei, și a Partidul Național Liberal, care este unionist, un partid și de ce este stipulat, că este scopul ei, că se transmite, că susține și iubim. Mulțumesc! Da. Și cererea de aderare la Forumul Românilor de Pretutindeni, ați spus că veți... Nu, eu am mai scris-o. Păi da, știu. Și am scris-o, am întâlnit-o și acum ea o votăm, avem ședința Consiliului, duminică la ora 14, jumate, și vă expediem acolo și... Bun, mulțumim să trăiți, domnul Boris, câteva cuvinte la sfârșit. Aș vrea să spun că numai noi înșine unindu-ne forțele, cât materiale, cât economice, cât și patriotice, numai noi așa vom învinge. Dacă nu ne unim forțele noastre, noi o să rămânem așa, dizbinați, dispersați și întotdeauna dușmanul cu noi se înălească. Dacă nu ne uniți, vom fi puternici, o să izbutim și o să ne unim într-o țară. Mulțumim frumos, foarte frumos, domnul Ion Cernei. Ce aștept, cum să zic eu? Totuși cuvântul e cuvânt. Eu am să fac mai departe misiunea în pofida faptului că avem greutăți, dar cine nu le are și totdeauna ne căutăm de parcurs, dar este important pentru noi un lucru important. Așteptăm de la Forul Românilor de Pretutindeni.
bine, a fost în gaza, suntem, așteptăm, nu fim mari speranțe. Speranțe că orice să vă deveni acel far, care ne vom palinia, la care ne vom orienta toți. Mai mult perseverență, mai mult temeritate, mai multă energie. Energia dumneavoastră, că tot ce faceți dumneavoastră, își au recășarele sunt aici. Mulțumim frumos, mulțumim. Iată, eu sunt bucuros că v-am găsit într-o așa dispoziție bună de lupte. Asta așa se zice, o dispoziție de lupte, în continuă lupte și ea trebuie menținută. Sigur că noi o să vă ajutăm pe toate căile posibile. Iată, domnul Maxian muzeului a făcut un mic cadou, un laptop, da, mic. Iată, domnului Ion Cernei am promis să ajutăm pe patrioții adevărați prin intermediul dumnealui, adică redacției cuvântului, să ajutăm pe acei patrioți adevărați care sunt sub nivelul de a se abona la ziarul cuvântul, să ajutăm cu o sumă mică de bani pentru a-i abona. Sunt oameni patrioți mai în vârstă, mai așa, care nu dispun de... Da, și asta. Și totuși aș vrea să menționez și televiziunea din Șoldenești, la care noi, Consiliul Forum Românilor, am promis să ajutăm cu niște... utilaj, cum se cade? Cu utilaj, da, numai decât timpul apropiat o să fie. Vă mulțumim frumos, dorim multă sănătate și mari succese în realizarea visului nostru a Uniunii. Să trăiți! Așa,